am și avut noroc cu tine. Tu! Păi dacă n-aveam psiholog meseliaș, nu mai liberau ăștia condiționat. Mersi, doctore! Mersi! Wow! Pentru gestul ăsta, să știi că o să am grijă de tine. Și de familia ta. Cine naiba mai fi acum? Pacino? Marlon Brando? Vezi tu, Paul Vitti nu uită niciodată oamenii care îl ajută. Ah! De Niro! De Niro nu știu nimic. Cred că e tot la pârnaie cu gașca. De Niro, dinașul stresat. Dar cum naiba să nu fie stresat când aruncă cu bani și în stânga și în dreapta și tot nu scapă de pârnaie? Dar lasă-i naibii pe aia că-s terminați zimi. Acum ce face prietenul meu? Primo Sidone. Se dă șef, a? Crede că Vitti e terminată, a? Vierbe, infect! O să strivesc! O să strivesc! Emma! O să strivesc! Mai bine să te liniștești. Să liniștești! Nu se vede! Sunt liniștit. Zim ce face familia. Păi eu nu sunt măritată, nu încă. Iar părinții sunt bine, mulțumesc frumos. Nu la familia ta mă refer, doctore. Nu? La a mea. A băieții mei, ce fac, mă așteaptă? Normal, normal, dar în mai multe detalii o să-ți dea Gili. Nu el e ochii și urechile tale. Ce faci, cărețel? Ia ca șefa, acordez pian. Wow, dar ce bine arăți azi. Sorry, compresorii, șefa, dar eu trebuie să fug de grabă la pupă, că-și că fiindcă m-a chemat. Și că a luat-o Emma razna, iar acum se crede vampirit. Și trebuie să intervenim în forță, să o imobilizăm, până nu mușcă toată lumea de gât. Uf, săraca, dar în ce hală a ajuns. Da. Dar ai grijă să nu cumva să pățești ceva, chiorețel, că mai avem nevoie de tine. Ei, toți? Gelly! Prietene, ți-a fost dor de mine? Ai, știi ce? Mai lasă-mă cu Gelly, că eu sunt de două săptămâni la cură de slăbire. Și am dat jos peste 100 de grame. Lasă-mă, prietene, că ție și asta bine. Mare! Ia zi, ce face familia? Mămică? Ce-ți facă? Bine. Cu Borosanu, ne despărțiți. Mămică? Borosanu? Ăștia-s noi pe piață. Băi, gen, trebuie să organizez o reuniune de familie imediat. Să se facă împărțeala. Cine ce ia? Împărțeala? Averea lui mămica? A schimbat testamentul. Cine ce ia? Adică ce? Sunt mai mulți? Normal! Băi, Gelly, tu tot în ce de cap a rămas! Păi crezi că Barosanu se bagă pe felie degeaba? Vrea și el o bucățică din cașcaval? Șapărat pe vis! Dar tu nu o să-l lași! Tu! Ce? Ce? Tu! Ce? Tu nu o să-l lași! Nu, nu, nu! Băi, Gelly! Ce? Așa te vreau, mă! Da, da. Curajos! Bravo, mă! Da, da! Da! Cotoranță, e clar, au vorbit între ele, așa ca fetele. Și l-am păcat pe poșoroc în testament. Mă trădesc, mama, mă trădesc, bine? Alo, mămica? Ce faci? Mi s-a făcut așa subit doar de tine. Nu vrei să vii pe aici să stăm puțin de vorbă? Hai că te aștept, cu drag. Norobar de umplut. Hai, nu începe și tu acum! Băi, cheamă imediat pe psihiatra mea! Asta e abuz! N-a făcut nimic ilegal de când m-am eliberat! S-a înțeles cu primul, o să mă elimine! Dar cu Paul Vitti nu le merge! Aha! Paul Vitti! E curajul la psihiatră! Păi lași tu dincolo! Ești, băi, că totul e numai în capul tău! E Robert De Niro! Cine e, mă, De Niro ăsta? Ce? Cine e, mă, De Niro ăsta, vreunal nemernic care vrea să mă elimine la fel ca prima? Zi, gabăre, zi! Cheamă psihiatra odată! Mamă! Bă, nu zici că am nemerit-o? Că țăcălita chiar e în criză, deci însemnează că n-am mințit-o pe șefa. Ori tăiem pomeni că încă îmi funcționează... Șapca? Paranormalele, idiotă-l camarad! Dar de unde știi tu că Van Damme nu-i răspunde la avansuri? Ai văzut-o cu ochii tăi când a refuzat-o? Nu, dar s-a jurat.
Zău, mă așteptam ca tu, Dita, mai psihologa, să fii mai cerebrală, nu așa de naivă. Ca să nu zic gâscă. Nu sunt naivă! Să nu îndrăznești să zici gâscă. Bine, mă, bine, nu ești. Auzi, dar până nu vezi cu ochii tăi cum o respinge pe Bela, n-ar trebui să crezi nimic. Fatoma! Și cum se văd pupăză să mă transform în muscă și să mă bag între ei? Dacă vede Van Damme că îl spionez, face crize, că s-a săturat de gelozie, că l-a exasperat nebuna. Nu-i mai trebuie altă Emma. Dar nici nu trebuie să afle că îl spionez, da? Că dacă te vede, nici nu o să se mai dea la aia. Îl urmărești pe Șestache. Și uite, ca să te ajut, te chem eu la noi când sunt ei împreună. Mm-hmm. Și dacă mă prinde când îl spioneză? Zici că ai venit să o scoți pe Emma dintr-o dedublare periculoasă. Stai puțin. Da, Gogoașă. Da, vin acum. Cum să? S-a închis Emma în dormitor și nu vrea să iasă până nu vin eu acolo. Exact alibiul de care aveai nevoie pentru planul meu. Bă, eu sunt și genial, să știi! Polițistul e prietenul nostru, nu trebuie să te temi de el, e practic din familie. Din familie? Da. Dă-mă și mie o gură. Din familie. Am întâlnit și mie. Băi, Gianni, tu nu puteai să-mi spui asta? Am pus Dita Maiapa, psihiatra, pe drumuri degeaba. Bă, că ți-a spus că ești încet de cap. Ești încet de cap! Da, sunt încet? E, băi, să vezi și repede plec eu dacă sunt încet de cap. Stai liniștit că nu e niciun deranj, doar de-aia sunt psihiatrul tău, nu? Vin ori de câte ori ai nevoie de mine. Dă-te, mă! Așa te vreau. Degeaba mi-am luat consiliere. Eu mă duc, mă așteaptă pacienții, da. Du-te! Pa! Bună e apa! Auzi, mă, dar ce fel de mafiot ești tu fără o armă acolo, un briceac, ceva măcar? Că toți mafioții șmecheri aveau un pistolaș. Nu am, pentru că abia am ieșit de la facultate. Dar o să pun pe Gili să-mi aducă una. Și? Cum a fost în teren? Te-a mușcat și pe tine Emma de vreundeva? Pobi... Ia dă să văd, Chiorețe. Nu m-a mușcat, căci că fiindcă am rezolvat-o rapid. Ai rezolvat-o? Îmi place cum sună. Stici! Ce m-am amintit, șefa? Trebuie să pun la pupăză că mi-am uitat fitanțierul acoalea. L-am scos ca să-i vânturi pe sub nas lui Emma. Că așa ce că iese din țăcăneală, cu sparieturi. Asta sigur e Bela, că de-aia face ceai. Ai invitat-o la tea time ca să se dea boie. Nu, poți intra? Da. S-a calmat pacienta? Da, mă, hai, intră, că nu-i pe aici. Nu? Ha. Ia zi, îți dau un ceai? Da, dar să pierd între la calmantul, că m-a agitat destul la lanta pacientă. Șefa, mă, șofica. Deh, mă, fiecare cu nebuna lui. Ce moaște? Bă, viață faci, mă, îmi dai dracu uniforma. Scuză-mă, mă, Chiorete, mă, dar mă nebuni și pe mine aia de cap. Nu mai vreau pe unde merg. Nu mai trage de ei, că mi-i poție și rămâne oricum pătat de zahăr. Tâmpitul dracu, mă duc să-mi limpezesc. Bă, ce mă mai superi, acum o să râză infantilia de la seție de mine. O să-i scacă, m-a scăpat pe mine de frică în pantaloni. Bou, dracu. Scuze-mă, mă, n-am vrut. Hai, sitir, hai, bă, când erai ospătar pe vremuri, tot așa vărsai, mă, când erai la Chitrambar. Nu sunt chitri. Stai cu cazmaua asta, că pare cam gura mică. Vrei să se prinde că îl spionăm? De fapt, eu nici nu mai stau, că stăm degeaba. Ce faci? Îl pândim pe ăla de jos în living. Vino să ți-l arăt. Vino, pace. Am informații că este un spion infiltrat de familiile rivale. E omul primo. Știam eu că să trimită un om să mă mierlească. Și Jenny încă nu mi-a dus pistolul. Lasă că ți-aduc eu unul, numai că lipsesc eu. Tu să stai cu ochii pe ăla, că e super periculos, da? Da. Ah.
lăsat aici? Of, Jelly, Jelly. Greu de cap e puțin zis. Și? Cum merge treaba cu Van Damme? Avansează? Greu, drag. E foarte timid. Auzi, dar când te mai vezi cu el? Habar n-am, dar de ce? Ca să... Că să mă anunț și pe mine. Și mă văd eu cu el înainte și îți fac un pic de reclamă. Că sunt foarte bună la lipel. Știi cum mi se spunea în liceu? Cupidon sau lipitoarea. Și faci tu asta pentru mine? Cum să nu? Suntem femei, doar trebuie să ne ajutăm, nu? Știi ce? O să trec chiar în seara asta pe la ei. Bine, bine. Chiorete? He? Unde ți-am o pistolul, mă? Ha! Oh! Unde-mi ia arma? Băi, nenorocitule, mi-ai șterperit-o ca o ienă nenorocită ce-mi ești ca să pic eu de fazan și de prostăvari în fața la șef? Bă, tu ai nebunit când să-ți iau eu, mă, pistolul, mă? A? Cât că ți-ai scos tocul de pe tine adineauri. Și nici nu m-am apropiat de tine astăzi. Mai bine gândește cine s-a apropiat ca să ți-l ia. Șopica! Că m-a luat în brațe și m-a înghesuit în artă între Salonta și Reghin. Asta, nenorocita, vrea să mă șantajeze să-i pic în laț, că nu-i răspund la avansuri. Asta e. Dacă-ți luaia pistolul, venea până acum să te întrebe de el. Judecă și tu, fă un efort. Mai bine gândește-te vorba aia. Poate l-ai uitat pe undeva? Mă scăzi limba, cope, că dacă e așa cum zici, rămân fără cirmici. Da? Bă, ce mă mai superi? Acum o să râză infantile aia de la secție de mine. O să zic că m-a scăpat pe mine de frică în pantaloni. Acu' alea e! Dă-te moașta! Asta e! Ha! Ce fac cu supărăție? I-ați luat cumva dumneavoastră pistolul lui Chiorete? Nu, că azi n-am avut nicio misiune. N-aveam nevoie de el. La de ce? Băi, nu și-l găsește. Păi normal. Că e cu capul nori, e îndrăgostit. Nu sunt! Nu sunt cu capul nori! Că toamna ce mi-am adus aminte, unde l-am lăsat? La pupăză. Cum adică l-ai lăsat? Adică nu e în secție? Păi Chiorete, tu ai nebunit! Păi arma din dotare e prima grijă a unui agent. Că dacă ajunge pe mâna cui nu trebuie, e nenorocire. Exact. Și sunt obligată să-ți fac raport la domn Chestor. Că dacă nu, o să mă acuze iar de lipsă de autoritate. Dobor, dar cum ce scoate eu dinții cu partea? Ceva, stați un pic, că există o explicație foarte clară. L-a scos când a imobilizat-o pe Emma. Ai. Tocmai ca să nu se întâmple o nenorocire. Și de asta l-a uitat. Înțelegeți și dumneavoastră că nu a fost decât o întâmplare, nu? Dânsu, uitați-vă la el, este unul dintre cei mai buni agenți ai noștri, nu e? Așa, colega. Știu cine ești, bă, avocatul lui? Că ești afară până nu-ți fac și ție raport. Mie de ce? Pentru neglijență în serviciu. Că sunteți parteneri și ar fi trebuit să vă verificați încrucișat. Ieși! Ieși! Ce cauza ta? Tu nu, Chiorete, că n-am terminat încă. Ah, unde rămăsesem? Că tu nu, Chiorete, că încă n-am terminat încă. Ziceam că nu pot să nu-ți fac raport la domn Chestor. Dar, în lumina ultimelor informații aflate de la Poponeț, aș putea să te las să mă convins să renunți. Vrei? Normal că vreau. Că vreau să vă explic. Când am fost la Emma, a trebuit să o imobilizez, dar a fost luptă grea. Dar n-a scos pistoletul, că era foarte periculos, se întâmpla o tragedie. Că asta-i data dracu, a fost șpioancă, știe scheme de jaujițu, a făcut Chiorete. Zumba. Și când jucă șeptic, taie tot șeptare de odra. Da, șeva. Nu vreau să mă convingi dând din gură, sau mă rog, și dând din gură, dar așa puțin la început. Apoi vreau să dai din altceva. Știi tu din ce? Stai! De! Cum să fac așa ceva, bă? Șofico! Și în secție de față cu tusoba alternii! Ce se arde de măscări și eu nu găsesc arma! Știi ceva? Eu nu vreau să fac influență sexoasă ca să îmi copăr eu greșelile. Nu! Eu sunt un organ demn și prefer să plătesc cu vârf și îndesat și să fiu aspru pedepsit pentru ce mă gări fac.
Și cam câte flotări poți să faci? Ha, în jur de 100, 100 și ceva. 100? Înseamnă că aici e o adevărată uzină. Și poți să faci flotări și cu cineva pe tine? Ha, normal că pot să fac și cu cineva pe... Da, nu pot să fac chiar acum că am o mică întindere și mă cam ține. Iurea, zic că ești timid. Spune-mi unde ai întinderea. Că ți-o masez eu. Vine la mine. Știi, am niște mâini. Sunt sigur. De aur. Am mie, spui. Da. Scuze. Alo? Acum? Bine, ajung în 15 minute. Sorry, un client foarte important. Trebuie să vadă un spot. A, da, da. Dar data viitoare, continuăm de unde am rămas, da? Da. Pa! Pa! Au! Mersi, doamne! Și cine merg, Nicule, a? Pentru masajul pe care ți l-a promis aia sau pentru flotările pe care urma să le faci cu ea în spate, a? Da. Bună. Bună. Ce faci aici? Ce să fac? Ce nu te aștepți? Uite, mă uit la un măgar adulterin cum flirtează cu băbăciunea aia. Nu am flirtat cu nimeni, mă, femeie. Mulțumesc lui Dumnezeu că tocmai am scăpat de ea. Păi dacă voiai să scap, de ce nu ai refuzat avansurile direct? Ca să nu stric afacerile, mă, femeie. Că toată lumea mănâncă de pe urma ei în casa asta. Da. Apropo, că nu mi-ai răspuns la întrebare. Tu ce faci aici? Mă spionai, a? Asta după ce ți-am zis de 1000 de ori că n-am nicio treabă cu Bela și nici cu picioarele ei, toate! Nu te spiona, măi, tăurașule. Chiar crezi că sunt așa de paranoică? Păi dacă nu mă spionai și nu ești paranoică, ce cauți aici? Am venit că m-a chemat Emma. Nu știi că i-am zis să apeleze ori de câte ori are nevoie și acum abuzează, evident. Dar chiar tu, de ce te-ai ofuscat așa? Pentru că n-ai încredere în mine și sustătul până peste cap de gelozii și de paranoia. Mă faci paranoică? Păi normal că ești paranoică! Păi da, mai nu știu că mai ești paranoică! Stai! Emma, ia pistolul ăsta din gura mea că nu iau cum o bună! Emma? Cine e, mă, Emma? Într-o colaboratoare de-a ta, așteaptă pe aici, pe undeva, semnalul să mă atace? Băi, cu Paul Vidi nu va merge, bă! Lucrez pentru primul Sidone, nu? Intră-n joc, ai de belea, intră-n joc! Signore Vidi, già non conosce niciunul Sidone, giuro pe mia vita! Îndrăznesc să mă minți în față, câine! Mămălică, calmează-te, că eu ți-am dat informația greșită. Am greșit, el nu este omul primul, doar seamănă cu el, informatorii mei l-au confundat. Exact! Dar n-are nimic, îl omorâm să fim siguri. Nu e o idee bună, că dacă o să consum gloanțele, nu o să mă iei atunci când o să vină dușmanii adevărați, că trebuie să apară, nu? Păbușă. Da. Și cum știm noi care sunt dușmanii adevărați dacă toți seamănă între ei, a? Păi o să-i recunoaștem sigur că sunt moși, nu? Toți ăștia, capo de tutti capi, sunt în vârstă. N-ai încredere în consiliera ta? Ba da. Hai, du-te de aici că o să cazi victimă colaterală, o să se tragă ca la balamuc. Da, dar trebuie să fii tu, corect. Ai zis ceva? Nu, doar că este o idee genială. Te pup, pa, am plecat. Și cum merge treaba? O să meargă ca unșa. Și la propriu și la figurat. Că ne dăm reciproc cu alifie. Mamică! Cu alifie pentru reumatism, dragule. Și aveți de gând să faceți și acte? Am făcut deja. Ați făcut deja? Vezi, normal, că la vârsta noastră nu mai e timp de pierdut. Trebuie să ne trăim viațile din plin și să împărțim tot. Bravo, împărțim totul. Dar n-ai înțeles. Noi doi împărțim totul. Deci pe noi vreți să ne scoateți din cărți, hotorogilor? Vrei să-l scoți pe Paul Vidi din afacere? Eu sunt el! Păi ia să regulăm noi un pic conturile. Mâinile sus fosilelor, că de când vreau să vă găuresc. Coșele, măta! Coșele, explică-te, Coșele, ce înseamnă asta? M-a chemat aceea ca să mă omoare nebuna? Ca să mă moștenești mai repede? Dar mă întrebai tu, doar te nemernicule. Ce-a fost frică că mă mărie cu el?
și că o să moșenească parte din averea ta prin căsătorie. Te omor înainte astea, te omor, nemernicule. Mămica, stai calmă, că m-a jucat doar un rol. Se crede în capul mafiei. Se crede? Păi... Se crede? Au! Băi, Geli, prietene! Mai da! Te-ai dat cu dușmanul, mă? Te-ai dat cu dușmanul? Da! Ok! Te rezolv și pe tine ca suficiente gloanțe! Cu asta! Stați liniștit! Nu e adevărat, e de jucărie! Nu, nu e de jucărie! E pistol adevărat! Am și unul exact ca el! Uite! Ia lapere de pe el, hodorogule, că te ciurui! Da! Te bat! Oricum te ciurui! Așa că poți să-ți iei pistolul să mori demn cu el în mână, hai! Ah! Ăsta-i pistoletul meu, da? Cu așa ceva nu ne jucăm! Bravo, măciurețe! Bravo, la momentul oportun! Uite, am să-ți dau o primă pentru asta! Servezi patria să trăiți! Pe care o anulez cu o amendă! Ah! Că ți-ai lăsat armamentul din dotare la îndemâna civililor! Da! Vrei să pară că am gura mică? Dacă se prindeau că îl spiona, mă? Care de lumea? Că poate dura zile în șir. Auzi, numai bine o pui pe tău. O pui pe tău. Da! Și mă văd eu cu el înainte și să fac un pic de reclamă. Știi că mă pricep foarte bine la liceu. La liceu, la lipel. La lipel, erau liceli. Ai fost evidentă, știu. Mersi, doamne. Pentru ce ne merg, Nicolea? Pentru masajul pe care ți l-a promis aia sau pentru flot? De ce râzi în pala mea?